Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Îmi doresc foarte mult să arăt prin acest podcast că Dumnezeu există și Dumnezeu transformă și schimbă inimile oamenilor. Astăzi am un invitat special, este o prietenă foarte bună de-a mea și de-a soției mele, Sabina Bursuc. Sabina, Dio ti benedica, machefai. Amen, anche a te. Molto bene tu. Italiano vero. Asta este italiana mea pe care o știu. Sabina, tu ești o italiancă româncă, dacă aș putea să-i spun așa. Și vreau să spun că, apropo, de mic, când am fost, am vorbit italiană de când m-am născut. Adică, tot timpul gesticulam așa și am văzut că așa fac și italienii. Ce faci, cum ești, Sabina? Sunt bine, mulțumesc Domnului. Da, sunt sesiune, prea de sesiune, examene, dar cu ajutorul Domnului le-am trecut, mai am câteva examene, dar o să fie bine. Deci tu habar n-ai ce mult apreciez că ai putut să vii la podcastul ăsta, ținând cont de faptul că ești în sesiune. Și apropo, dragi profesori, dați-i punct în plus că o vine la podcastul ăsta. Am fost și eu student și soția mea, știm foarte mult ce înseamnă perioada de examene, poate să fie, noi ziceam la sesiune, stresiune. Da, și noi spunem. Da? E bun, avem un lucru în comun. O întrebare pe care obișnuiesc să o pun la început de podcast este următoarea. Cum te-ai descrie tu în două, trei idei, câteva cuvinte pentru cineva care te vede acum pentru prima dată? Dă, să spunem, pe televizor, dă online și te vede pe tine Sabina. Mm-hmm. Cine e Sabina Bursuc? Da, sinceră să fiu, îmi place foarte mult ca eu să pun întrebarea asta la alți oameni. Pentru că de multe ori oamenii percep în mod diferit lucrurile și am fost și eu curioasă să știu părerea altor oameni. Dar ca să mă descriu așa, aș putea să spun că sunt o persoană curajoasă. Asta îmi spune și mami foarte, foarte des, că sunt o luptătoare. Da, și asta se datorează și lucrurilor care s-au întâmplat în viața mea, necazuri, și la noi în familie ce s-a mai întâmplat. Sunt ambițioasă, sunt pasionată de ceea ce fac și nu numai. Încerc să pun pasiune în orice fac, în orice domeniu, da? Pentru că asta ne cere și Dumnezeu, orice lucru să-l facem ca și pentru Domnul. Și asta am auzit foarte des, multă lume mi-a zis că sunt o persoană sinceră. Sinceră în sensul că îmi place să fiu o persoană transparentă. Autentică. Autentică, da. Să spun lucrurile așa cum sunt, deci realistă, numai că tot cu dragoste și cu bunătate, așa cum ne-a zis și Dumnezeu să facem. Deci ce fain, este odată luptătoare, după asta autentică, după asta pasionată, curajoasă. Mi-a tras foarte tare atenția la curajos, pentru că, de exemplu, eu înainte să mă nasc, părinții mei au pus rugăciunea asta, Domnule, Doamne, dorim ca băiatul nostru să fie curajos. Deci când am auzit curaj, l-am și văzut la tine. Chestia care mi se pare foarte interesantă în momentul în care noi ne-am întâlnit, îmi place așa să-mi aduc aminte de fazele incipiente ale oricărei relații. Deci eram undeva la o conferință și după conferința respectivă n-am să uit mulți oameni în sală. Și la un moment dat vine o fată tânără cu zâmbetul dincolo de urechi. Salut, ce faci? Nu știu cum, tralans. Bă, curajoasă fată. Deci literalmente asta a fost primul gând. Și după asta, îmi faci mie o poză cu cel care e acolo? Și am zis, bă, e tare tipa, bă, fain, frumos. Nu știu, când ți-am făcut poză, după aia nu mai știam unde ești. Și am zis, m-am uitat la telefonul tău, am zis, m-am făcut cu un iPhone, nu dau, că nu facem reclamă. Și ai venit după asta și ai zis, hai să povestim. Ce mi s-a părut atunci interesant este că eu, necunoscând nimica despre trecutul tău, contextul tău, e interacțiunea aia la prima vedere. Vorbisem cu un prieten în trecut, Călin, trebuia să scoatem o piesă și am zis așa, Călin, nu cunosc pe nimeni, ajută-mă, avem nevoie de voci, e un proiect fain. Și Călin spune felul următor, că mai mergi pe mâna mea și îți recomand niște fete foarte faine. Ce ciudat ar fi fost ca în momentul în care ne-am întâlnit prima dată și am povestit să nu te bag în seamă sau să mă port așa ciudat. Și asta mă învăța și de la părinți și de la Dumnezeu, tot timpul când intri în interacțiune cu o persoană pentru prima dată, poartă-te foarte, foarte frumos. Chiar dacă ești obosit, chiar dacă te doare capul, e o educație și o practică foarte bună. Și nu mai țin minte, dar parcă peste câteva săptămâni, când văd că ai intrat în studio acolo, deci nu se poate, tu Sabina, că ai luat...
Ei, și... A, tu nu știai că sunt eu? Nu. Ah, ok. Deci, nu, că nu mi-au spus. Deci asta a fost chestia, că băi, vine o fată foarte faină să cânte. Două fete erau și tu erai una dintre ele. Da, da, da. Și atunci a fost conexiunea aia când, măi, ne-am cunoscut, după aia a venit la noi acasă, am înregistrat, te-a văzut și soția mea. Și mi s-a părut foarte fain că nu a fost nimic forțat. Da. Am aflat anumite lucruri despre viața ta și asta este unul dintre lucruri pentru care te-am chemat la podcast. Și un alt lucru cu care vreau să închei mica mea descriere despre tine. Eu am o sensibilitate și e atât de subiectiv când vine vorba despre harpă. De asta când te-am trecut în mobilul meu, am trecut așa, Sabina, înger de harpă sau harpă de înger. Da, da, da. Deci asociez harpa cu îngerii și asociez harpa cu David din Biblie. La nunta noastră, a mea și a Ancăi, părinții mei, domnul Sibne Cuntez, le mulțumesc așa de mult. Au reușit să fac rost de o harpistă foarte faină și au cântat. Și de asta mă bucur acum foarte mult că am ocazia să vorbesc cu tine. Da, și pentru mine e o onoare. Măi, sunt multe lucruri de discutat, dar ți-aș pune o primă întrebare. Povestește celor care te ascultă acum pentru prima dată puțin despre trecutul tău. De unde vii tu? Anumite detalii despre context, familia ta. Da, ai dat deja la început câteva detalii. Eu sunt româncă, m-am născut în România, mai precis în Botoșani. Deci doi moldoveni, mișan și un botoșanean. Da. Bun. Iar la vârsta de, că aveam aproape 2 ani, un an și 8 luni, cam așa, împreună cu familia ne-am mutat în Italia, în capitală, la Roma. Și a rămas acolo timp de 4 ani, aproximativ. După 4 ani, tati și-a găsit un loc de muncă în nord Italiei. Era o perioadă un pic stresantă și mai dificilă și de asta a fost nevoit să găsească un alt loc de muncă. Și așa am ajuns noi să ne mutăm iar, de data asta, lângă Veneția. A, ce fain. Deci locuri foarte romantice până acum. Da. Și Roma și Veneția. Da, 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 da. Și acolo a rămas. Acum părinții mei încă sunt acolo. Eu m-am mutat în Cluj de 2 ani. Aproape 3, de fapt. Și ce să spun? Eu am crescut în biserică. Pe partea asta de slujire, mama... De când suntem mici, mi-amintesc că ne punea să spunem ori poezii, ori cântări. Deci, cu alte cuvinte, ai crescut într-o familie cu teamă de Dumnezeu. Da, familie. Și o familie care ți l-a prezentat de mică pe Dumnezeu. Da, da, da. Și-a contat asta în... Da, 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 da. De asta, parcă întotdeauna am făcut lucrul ăsta cu drag. Niciodată nu a fost așa, n-am simțit presiune din partea lor. Sau ca și un lucru de făcut neapărat. Pur și simplu, ok, da, mă duc, recită poezie, cânt o cântare și era fain pentru că știi pe Albert, fratele meu mai mare, cântam împreună, ceea ce era foarte fain pentru noi, să slujim împreună. Și am și legat cumva și mai mult relația noastră și așa am crescut și acum slujim împreună. Și... Asta mi se pare un lucru foarte fain, că vezi pe părinți care vor să lege o relație între copiii lor. Eu sunt acum proaspăt tătica, l-am pe Chris, așteptăm pe fica noastră, Esmerose. Și mă gândesc de acum ce au făcut părinții mei fain. Și de exemplu și pe noi ne-au dat tot așa la instrumente și când cântam la chitară, fratele meu bătea la cahun, când eram eu la pian, la chitară. Asta e un lucru foarte fain, că nu toți au parte de asta. Și așa s-a început practic slujirea. Da, da. Mami a avut dorința asta să putem cânta la un instrument. Pentru că ea provine dintr-o familie cu mai mulți copii, a fost cea mai mare, adică a fost de fapt a doua din familie, primul fiind băiat, deci ea cumva trebuia să aibă grijă de casă, să ajute pe bunica. Și și-a dorit foarte mult să cânte la chitară. Oh, ce fain! Da, 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 da. Și cum nu au avut posibilitatea, au zis că când o să am copii, o să îi da pe ei la instrument, să cânte la un instrument. Și ne-au zis că, uite, astea instrumentele, alegeți. Pian, vioară. La început mi-a picat mie pianul și lui Albert i-a picat vioară. Adică i-a picat așa, au ales mami astea două instrumente. Mie mi se părea pian așa un instrument de băieți.
Și la Albert îi părea, vară, sunt un instrument pentru fete. Dar așa zic, hai să schimbăm. Și mi-am zis că e bine, numai să nu mai contează cine cum. Mai da, numai să cântați. Și așa am început la vârsta de, da, eu la 6 ani. Deci, practic, după ce ne-am mutat în Nordul Italiei, în Nord Italie, lângă Veneția, da, într-un oraș mai mic. Și, da, eu am început, înainte să cânt la vioara asta, îmi amintesc că la biserică, la repetiții de orchestră, m-am dus la dirijor și i-am spus că vreau să cânt la vioară. Și eu n-aveam nici instrument, era doar așa o idee de-a mea. Știam că mama o să-mi cumpere vioară, că așa am discutat acasă și așa o să fie. Așa era mintea mea măcar. Și el îmi spune, tu știi teorie muzicală? Știi să citești o partitură? Tu având vârsta de 6 ani. Ok, înțeles. Știi să citești notele, așa. La care eu, nu știu, dar pot să învăț, știi, întotdeauna, să zic că dintotdeauna am fost așa ambițioasă, da, și să învăț lucruri. Care el spune, ok, no, vioara e un instrument destul de greu să încep așa din prima, neștiind teorie muzicală. Eu zic să încep cu mandolina. No, că mi-a zis lucrul ăla, că gata, eu nu o să cânt, nu o să cânt în viața mea la vioară, că nu-mi plăcea neapărat, pentru că eu îmi doream vioară, vreau să cânt la vioară. Deci nu-ți plăcea mandolina pentru că... Pentru că, dar nu din cauza că e foarte fain și instrumentul acela. Și așa am început. Albert cânta și el la un fel de mandolină și el, înainte să cânte la pian. Și după un an, știu, între timp mami mi-a cumpărat vioară și am început așa să cânt singur acasă, să repet, știi? Și am învățat teorie muzicală, am învățat cum să citesc partiturile, notele, așa, și mama ne-a dat și la o școală privată să putem studia. O văzut dorința asta pe care o aveam. Și așa am început să cânt la vioară. Dar uite o chestie care este acum, care mi se pare foarte interesantă, pentru că mă gândesc că sunt oameni care vor să-și dea un copil la un instrument sau... Sunt oameni care sunt amatori de anumite instrumente. Cred că ambiția contează foarte mult. Da. De exemplu, am făcut chitară și era un moment în care stăteam ori întregi ca să-mi iasă un lucru. Mă supăram asta, dar nu renunțam. Și, cu alte cuvinte, nu știai teorie muzicală, dar în momentul în care ai pasiune pentru ceva, Dumnezeu îți dă, cum spune și în Biblie, și înfăptuirea și puterea ca să faci lucrul respectiv. Da. Și după aia, când vezi că le fluturi și le știi foarte bine, spui că, băi, am fost ambițioasă atunci și a fost foarte fain. Da. Și ai zis că ai ajuns la școala privată. Da, la o școală privată, da. Și la școala asta privată ați făcut, a fost de muzică sau? Da, școala de muzică, exact. După 4 ani am văzut pentru prima oară harpa. Eu așa am auzit din povești despre David, din Biblie, care cânta la harpă și toată lumea, wow, ce fain. Așa aveam și o impresia, mi se părea, cum ai spus și tu, m-ai chemat înger sau m-ai salvat așa în telefon, toată lumea are impresia asta și spun că și eu am avut, acum să spun, ce s-a întâmplat pentru mine a fost ca și un fel de vedenie sau nu știu cum să o spun, a fost așa... Vedenie, descoperire. Da, nu știu, părea așa un tablou pictat, deci eu am cumva o imagine în minte. Okay. Foarte, foarte interesant. Directorul m-a văzut la școală. Noi, de fapt, eram să plătim orele de vioară împreună cu mami. Și directorul, care întotdeauna m-a apreciat, îi plăcea de mine ca și copil. Eram întotdeauna veselă și îi plăcea ambiția mea. Mi-a zis că te-ar interesa să vezi un instrument diferit. La care îi spun, da, de ce nu? Și m-a dus într-o sală, m-a deschis așa ușa și de asta spun că mi s-a părut o venire, pentru că așa s-a luminat camera aceea, sala aceea, așa o lumină atât de puternică, de nu puteam să îmi țin ochii deschiși. Deci eu asta mi-amintesc. Mi-a rămas așa cumva imprimat în minte. Și am văzut-o, cânta în momentul acela o fată blondă cu ochii albaștri. No. Atunci chiar m-am gândit, înger, efectiv mi s-a părut așa că o coboră cerul acolo. Dar uite acolo. Că Dumnezeu atunci ți-a vorbit pe înțelesul tău. Câți ani aveai atunci la școală? Aveam 9 ani jumate. Da, a fost 10, o experiență care pentru tine o însemnat da, m-a marcat. Ceva? Da, m-a marcat foarte mult.
și, și bine, lângă fata asta era și profesoara mea de atunci, de harpă, care tot așa zâmbitoare și mi-a plăcut foarte mult din prima. Deci ai văzut doi îngeri atunci și s-au zis pe fundal. Numai că celălalt înger n-avea păr blond și ochii albaștri, dar da. Și știu că mama m-a strâns așa de mână și m-a întrebat, vrei să încerci? Și zis, mama, abia mă așteptam. Da, eu aproape, săream așa, aproape de bucurie. Au văzut lucrul ăsta. Zic că bine, hai să încercăm. No, de atunci, de la, chiar din prima oară când am mers la oră, mi-a plăcut foarte, foarte mult. A fost diferit față de cum a fost la vioară, pentru că, nu știu, la harpă a fost... a fost o pasiune de aia care, efectiv, dacă nu mă pun să cânt zilnic, nu pot. Adică îmi doream asta zilnic să fac și chiar nu era... De obicei mama mă mai chema și îmi spunea, nu repeți azi la vioară, nu mai exersezi. Înțeles. Știi, era da. Un pic, nu forțat, dar trebuia să fiu împinsă. Cu harpa, trebuia să vină să spună, să mă opresc. Deci, ca paranteză, în momentul în care și eu am făcut foarte puțin pian, n-aveam acasă pian, era foarte, foarte scump atunci, da. Părinții mei au făcut toate sacrificiile și așa mai departe, dar nu aveam aceeași atracție sau dorință după chitară. Nu știam că există chitară, când am văzut prima dată o chitară. Deci, măi, s-o coborât atunci cerul, deci am văzut acolo îngeri, am văzut forma extraordinară. Ei, și... tot așa, părinții mei au depus eforturi în stânga alta să-mi cumperi prima chitară. Când am văzut chitara, deci cred că era cea mai bună prietena mea, dormeam cu chitara. Deci erau momente în care stăteam cu chitara în pat, cântam și adormeam cu... Wow. Înțeleg foarte bine sentimentul pe care tu l-ai avut. Și ai spus că trebuia să te oprească la un moment dat părinții să mai repeți. Da, 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 da. Din cauza că repetam foarte mult. și bine, mai veneau vecinii de sus și... îmi spuneau, nu ne mai cânți ceva, ca să dormi mai ușor după masă și tati tot așa când se întorcea de la muncă seara, îi cântam așa un pic și adormea. Câte ori repetai la harpă? A, bine, cred că 3 ore minim. Așa, deci pentru cei care vor să se apuce din instrument și sunt pasionați și vor să facă... Că, apropo, să discutăm și despre piesele pe care tu le-ai scos, care au mers la noi în casă ceva vreme. Nu se poate să scoți muzică din cer sau muzică foarte frumoasă fără repetiție. Și cred că ăsta e un lucru important. Da, 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 da. Vecinii te ascultau? Da. Tatăl tău te punea după muncă, da, după zi de stres? Da, și eu, ca să nu vină întotdeauna ei jos... deschideam ușa de la balcon să se audă în tot condominiul, știi? Da, 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 deci, na, cum să spun, a fost diferit, cum am spus, și cumva atunci am înțeles că Dumnezeu a pus ceva în mine și că vrea ca eu să fac lucrul ăsta. Cumva de atunci a fost așa un gând, dar parcă o persista foarte mult, știi? Și... da, 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 da. Și-a contat, merg pe firul ăsta, a contat modul în care s-a purtat profesoara cu tine? Da. Contează un profesor să aibă răbdare? Da. Că eu am auzit de anumite, de ce întreba asta? Am auzit de anumite experiențe în care spunea cineva, băi, așa de mult mi-a plăcut chitara. Dar am dat pe un profesor din ăla care m-a făcut să arunc chitara. Mi-a plăcut pianul, da, sau mi se părea greu pianul, dar la un moment dat am dat pe un profesor atât de fain. Cum a fost, de exemplu, relația cu profesoara ta? Da, deci relația mea cu profesoara a fost minunată. Deci chiar era genul acela de om care să te încurajeze. Noi de 2 ori pe an, adică după fiecare semestru, aveam recital, examen, un fel. Sau aveam examen și după recital, mă rog. La examen era doar comise și la recital vineau toată familia și neamul și prietenii, așa. Și se întâmpla, bineînțeles, la recitaluri să nu cânți perfect și să te descurajezi, cumva să spui că n-am cântat cum mi-am dorit. Și în momentul acela venea și te încuraja și îmi spunea, nu neapărat, a fost bine și atât. Îmi spunea, a fost bine, se putea și mai bine, dar știu că poți. Știi chestia asta, că știu că poți.
și îmi dădea cumva, nu știu. Deci te rog frumos să mă crezi, îți dădea aripi. Da, deci îmi te rog aripi. Să mă crezi că te înțeleg perfect. Că am trecut prin, scurtă întrebare, ai avut vreodată vreo gafă pe scenă? Ai greșit vreodată pe scenă? Da, de fiecare dată am avut. Deci bine, greșeli facem cu toții, dar mi-aduc aminte odată că eram la o repetiție. Deci asta n-am să uit niciodată. Și am luat o notă înaltă când cântam și am falsat foarte tare și a început tot să râde de acolo. Mă, și n-am să uit, plec de pe scenă și după asta mă duc afară și când mă duc afară îmi vine să plâng, m-am făcut roșu la față, nu știu cum. Și am zis că în viața mea nu mai cânt, nu mai compun, nu mai scriu nimica, nu mai așa. Și atunci au trimis Dumnezeu o profesoară, doamna Carmen, deci n-am să uit niciodată pe femeia asta. Și deci, cred că și acum când o văd în mine să o strâng în brațe, mi-a zis atâta. Repetiția e repetiție. E repetiție. Ai voie să greșești. Oamenii tot timpul o să râdă. Lasă-i în pace. Dar ceea ce a pus Dumnezeu în tine este pus cu un scop. Ai ceva special, mergi mai departe. Ei, vreau să știu un lucru, Sana. Tot timpul mi-aduc aminte cuvintele respective. Și în viață când am dat peste oameni care au fost, că unii au fost răi, deci unii au fost foarte rău intenționați, să spună că ai greșit aia, că nu știu cum, nu neapărat că era nu știu greșit, că acum mă gândesc că eram și copil, eram și adolescent, era vocea în schimbare și așa mai departe, dar unii chiar de răutate făceau. Și am zis că, Doamne, e așa de fain să te uiți la Dumnezeu și să aduci aminte care e chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta, cum e la tine să fii harpistă, să fii închinătoare și așa mai departe. Pe drumul ăsta cerul o să trimite și el anumiți oameni, care unii o să arunce cu piatra, unii o să râde și așa mai departe. Și ce fain e că Dumnezeu totuși ți-a trimis un profesor care să spună bravo, se poate și mai bine, cred în tine, hai mai departe. Da, cumva era realistă, dar pe cealaltă parte mă și cumva... Te motiva. Da, mă motiva și cumva mă făcea, da, într-adevăr, visam și mai mult, cumva, ok, am greșit, dar știu că se poate mai bine și am să reușesc. Și asta era chestia pentru mine, dar cred că pentru orice om încurajările sunt esențiale, mai ales, da, de la o vârstă fragedă, când ești copil, cu atât mai mult, pentru că atunci crești și îți faci cumva, gândurile astea îți rămân, cum ai spus și tu, rămân acolo și te pot afecta. Deci gândește-te că, referitor la asta, la ideea de afectare, acum nu mă mai gândesc ca unul singur, acum mă gândesc ca un părinte. Da. Deci, când copiii mei o să-și dorească să facă un instrument, nu îi voi lăsa pe mâna oricui. Da. Deci am văzut niște faze și de asta la podcastul ăsta sunt foarte direcți, am văzut niște oameni care literalmente au traumatizat copiii. Da. Când nu ești bun de nimica, când nota aia cum o faci, că o dat părinții tăi bani pentru tine, nu știu. Copilul respectiv crește traumatizat. Las instrumentul să închid din el fel de fel din gânduri, nu știu cum. Cine te vede, de exemplu, pe tine acum, frumos, îmbrăcat, zâmbitoare, că tu cânti la harpă, Doamne, ce fată talentată, ce scumpă ești, etică, trebuie să știi că în trecutul tău au fost și anumite momente de foc. Da. Și ți-aș pune acum o întrebare, că înțeleg foarte bine limbajul tău. Cum ai trecut tu peste momentele de foc? Cum ai trecut peste momentele în care au fost anumiți oameni care au comentat, unii oameni care au râs? Sau ce ai făcut atunci? Eu întotdeauna am avut sprijinul familiei. Ce fain. Asta mi se pare esențial. Să ai oameni care să te încurajeze și să te sprijine. Și când vin momente de genul, momente grele din viață, știi? Și... pentru mine a contat enorm, enorm de mult să o am pe mama alături, pe tati, chiar și pe Albert. Nu știu, parcă îmi dădeau așa o putere, dar bineînțeles, întotdeauna, nu știu, cum am spus și la început, părinții de când suntem mici ne-au crescut cumva în frică de Domnul și ne-au conștientizat că prin orice lucruri prin care o să trecem, să venim înaintea Domnului, adică înainte să venim smeriți înaintea Domnului cu problemele noastre și după Domnul o să trimită oamenii potriviți, prieteni, nu știu, tot felul de oameni. Da, și așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat în mai multe situații, știi? Chiar și persoane necunoscute, ceea ce pentru mine era șocant. O persoană pe care nu mă cunoaște, nu știe cine sunt,
cum sunt, știi, să cunoască detaliile și să vină și să îți spună o vorbă bună, o vorbă bună care poate schimba situația, efectiv. Și deci mulțumesc Domnului și asta spuneam că cumva întotdeauna îmi îndreptam privirea spre Dumnezeu și cumva eram conștientă că numai Domnul poate să-mi dea putere și să, poate să mă scoată din starea aceea, pe care exact, o aveai. Exact. Deci este perfect în același gând cu tine, că mai aduc aminte, părinții mei îmi place să spun asta, că sunt baza vieții mele. Uh-huh. Bine, Dumnezeu e baza vieții mele, dar au fost anumite momente grele tot așa prin care am trecut, cu muzica, cu orice, când faci un sport în copilărie sau ceva. Faptul că ai aprecierea părinților, trec acum la basket, că asta a fost dragostea copilăriei mele, erau momente în care la antrenamente o dădeam de gard, jucam prost, să spunem. Dar când intra tatăl meu în sală, era mai bun decât toți de acolo. Uh-huh. Expresie, eram, dădeam tot ce aveam mai bine ca să le impresionez pe tata. Era un moment când n-aveam chef de exemplu, să mai repet la chitară. Faptul că tatăl meu venea și îmi spunea așa, ai degete? Dumnezeu ți-a dat niște degete. Folosește-le pentru slava Lui. Ia și cânt și așa mai departe. Și cu tot vorbeam de cântat, mă gândeam acum să cântăm o piesă împreună. Uh-huh. O piesă la care am lucrat, care Domnul mi-a dat-o, am compus-o și sper să fie un duet fain pentru ascultătorii noștri. Hai să cântăm. Dumnezeul meu, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu să zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Eu cred că Dumnezeu e tatăl meu, e în control, chiar și când cel rău mă atacă din greu, nu-mi e frică, numai în Domnul Iisus mă încred pe deplin, apărătorul meu. Declar peste viața mea prezența Lui, mă încred în El. Fericirea, eu să zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, oh, 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 Doamne, lumina ta.
Eu te cunosc pe tine din anumite lucruri ce mi-ai spus și aș dori să atingem un subiect foarte important. Ce spune cuvântul traumă? Ai, Doamne. Da. Cred că mulți oameni, mă rog, în copilăria noastră, am trecut prin momente grele și lucruri care s-au întâmplat și ne-au marcat profund. Atât de profund încât să crezi că nu poți ajunge vreodată în punctul acela în care să spui, ok, sunt liber, nu mai am, nu mai am gândurile acelea pe care le aveam. Și îmi amintesc o perioadă din viața mea, asta s-a întâmplat între clasa a doua și clasa a cincea. Wow, deci erai tânără. Eram, da, aveam 7 ani. 7 ani până la, da, la vârsta de 90 ani. Am avut o profesoară de limbă italiană, istorie, făceam mai multe materii, geografie, mai multe. Deci, practic, cred că o vedeam de 4-5 ori pe săptămână. Uh-huh. Asta înseamnă foarte des. Și în fiecare zi aveam oarecum 3 ore, cred că, minim 3 ore. Marți și joi știu că rămâneam mai mult la școală. Asta însemna că stăteam mai mult timp. Ce s-a întâmplat este că ea știa că sunt româncă, deci cumva străină, nu fac parte din poporul italian, cum spunea ea. Dar restul colegilor tăi erau toți italieni? Poftim? Restul colegilor tăi erau toți italieni și tu erai singura româncă? Majoritatea, okay. Da. Nu eram singura, erau probabil, din câte mi-amintesc, din America din Sud, știu ceva colegi, cred că din Bangladesh chiar, India, da, deci am avut și colegi din zonele acelea. Și știa și că îmi place muzica, îmi place să cânt, știa că eu cânt la vioară, pentru că, cum făceau și profesorii la început, cu copii, ca să ne cunoască, ne-au dat o foaie și ne-au spus să scrieți acolo ce vreți să deveniți când o să fiți mari. Care e pasiunea voastră? Așa, mai multe întrebări, știi? No, și normal că acolo eu m-am pus, am scris. Inima, mi-a deschis, da, sufletul. Da, și am scris că îmi place să cânt la vioară. Așa, am scris mai multe, tot legat de muzică. Și mi-amintesc că mi-a spus, da, bine, mi-a spus de mai multe ori, de fapt, în acei 4 ani mi-au spus aproape zilnic lucrul ce ăsta, că cu muzica n-am să ajung niciunde cu muzica. Da, lucrul ăsta mi-au spus, că cu muzica nu o să ajungi niciunde. Deci, cumva, într-un fel, să mă gândesc la alte opțiune. Care era treaba ei să spună lucrul ăsta? De ce cred că era din cauza unor răni ale ei, probabil. Pentru că nu îmi dau seama un alt motiv pentru care să se ia așa de un copil, în primul rând. Deci, și practic, să... ea, nu știu ce termen să folosesc, dar a făcut bullying cu tine. Da, da. Practic, te-o... Și când... nu m-a luat deoparte asta. E față cu toți. Da, de mai multe ori. Știi, asta a fost... Și, na, pentru mine, ca și copil, a fost destul de... Na. Apropo, la chestia asta, nu-ți uita gândul... La podcastul ăsta i-am promis domnului că am să fiu foarte, foarte sincer. Nu vreau să le ascund, vreau să vorbim fără perdea. N-am să uit când eram în școală și a fost așa un moment în care o profesoară m-a ridicat în fața clasei și a spus că Andrei este cel mai prost la matematică. Mm. Am început atunci să plâng. A fost foarte trist, a fost foarte rănit. Și am zis că nu am cap de matematică, mă vedeam... De ce? Pentru că atunci mintea copilului se formează. Și peste ani de zile, îmi mulțumesc așa de mult că Dumnezeu l-a trimis pe domnul profesor Emil Bulgariu, care o zis Andrei,
mi-a corectat un test, am luat 90 ceva la testul respectiv și a zis: Andrei, dacă ești serios, ai să fii un matematician foarte bun. Nu îmi place matematica. Dar omul ăla m-a făcut să iubesc matematica datorită lui. Da. Și mă gândeam, cât ești în școală ca profesor, nu sunt profesor, dar scopul tău este să-ți investești viața ta în inimioara copiilor lor și să le arăți că, măi, aveți un dar special fiecare, puteți să faceți asta. Ei, da. Acum nu vreau să mă iau de profesoara ta așa asta, dar când văd că cânți la harpă atât de frumos, ți-a dat Domnul o voce foarte faină, abia aștept iarăși să cântăm împreună, mi-a plăcut că nu ai dat ascultare ei, ci ai dat ascultare lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a dus acum așa la... A fost foarte greu. Da, deci dacă n-aveam, adică dacă n-aveam sprijinul părinților, eu cred că lăsam. Dragi părinți ai Sabine, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur că ați susținut-o pe fata dumneavoastră și abia aștept să vă văd când veniți în România. Ai niște părinți deosebiți. Da. Și cât, aici o întrebare practică, în momentul în care ai trecut de trauma asta, cât timp a durat până să treci de ea și cum te-a ajutat Dumnezeu să treci peste ea? Pentru că mai mulți oameni s-au confruntat cu lucrul ăsta și, repet, unii aveau vise și speranțe mari. Voiam să mă fac fotbalist, vreau să mă fac asta și mi-a zis cineva, un profesor, că, băi, nu ești bun din nimica și acum este deprimat. Da. Ce s-a întâmplat la tine? Cum de-ai putut tu să treci peste? Păi faptul că am primit și din partea Domnului putere. Și Domnul a trimis oameni potriviți la timpul potrivit ca să mă încurajeze și să-mi spună o vorbă bună. Cum scrie și în Biblie că o vorbă bună spus la timpul potrivit poate schimba total situația. Și mai ales în Proverbe spune că o vorbă bună întărește oasele. Da. Și nu-i glumă, chiar da. E pe bune lucrul da, ăsta. Da, da. Și asta s-a întâmplat la mine și am zis ok, mai un pic. Și știam că în clasa a șasea am să schimb școala, pentru că așa e în Italia, să 5 clase, după 3 clase și după liceu. Și știam că, bine, am să schimb școala, așa că nu o să mai dau de ea. Bineînțeles că am dat de azi profesori care nu s-au luat pe partea asta de muzică, că nu o să faci nimic cu muzică, ci partea cealaltă. Cumva punea o presiune foarte mare pe mine că și cumva mă și deranja atunci că de ce părinții tăi s-au gândit să vină în Italia, să se mute în Italia, că nu este locul vostru aici. Și asta tot mi se repetea de, știu, tot așa de la o profesoară de, nu știu de ce, doar profesoară de italiană. Probabil că aveam, cum să zic, interacțiune foarte, foarte des și întotdeauna am fost proud. Deci, scuze-mă că te întreb, ăsta e rasism pe față. Deci, faptul că ați fost români, s-au luat de voi. Da, da. Și tu tot erai atunci ambițioasă, da. Tot îți doreai să... Da, și la unii îi deranja că parcă, hai să zic, la unele materii eram foarte bună. Și tot așa, nu pot să spun că am fost cea mai bună la matematică, dar am avut o profesoară în primii ani de școală care tot așa a pus așa o dragoste în mine pentru matematică și probabil că și lucrul ăsta deranja că na, eu româncă, adică eu străină în Italia și am învățat limba și vedeau că cumva îmi dădeam interesul, da, față de ceilalți colegi italieni care na, nu neapărat, știi, și probabil și lucrul ăsta cumva au avut sulat și de... Știi cum e? E groaznic prin ce ai trecut. Știu că sunt români care se duc cu copiii să-și facă o viață, să-și facă un viitor în afară. Copiilor trec prin stările astea, mulți nu vorbesc, închid în ei și după aia nu mai spun ce se întâmplă mai departe. Dar totuși dacă te uiți la Dumnezeu, pentru că să nu uităm, tu ești o fiică a cerului. Dumnezeu e Tatăl tău, Dumnezeu stă în spatele tău, nu, omul știi, se ia de tine cât îi permite Dumnezeu. Mi-a dat o dată un om atât de fain, fratele Livius Puraci, n-am să uit imaginea asta, spunea așa: în viața asta am dat peste mulți oameni răi și unii m-au împușcat între ghilimele și au făcut găuri. Ce interesant este că în momentul în care ai o gaură în tine, după aia când vin alte gloanțe, trec prin gaura respectivă, dar ești mai puternic.
Și cred că dacă ești astăzi puternică și dacă astăzi faci lucruri faine, este pentru că Dumnezeu a îngăduit lucrurile respective. Și spune chiar foarte fain în Biblie, nu vă răzbunați voi, răzbunarea este a Domnului. Da. Și practic ai întors celălalt obraz, ai mers mai departe cu ambiția ta, lacrimi. Da, da, da. Și cum am spus eu, mi-am dat seama de la bun început că asta e ceea ce Domnul mă cheamă să fac. Au pus pasiunea aceasta în mine și dorința asta de a studia și de a cânta, nu știu, cred că dacă n-aveam gândul ăsta în minte, probabil că ar fi fost diferită situația, știi? Dar Domnul știa deja de la bun început. Deci, practic, o lecție pe care ai învățat-o a fost asta, în momentul în care Dumnezeu îți face o chemare pentru viața ta, El îți va da și resursele ca să îndeplinești chemarea respectivă, chiar și atunci când ai... Chiar dacă, a fost greu, normal, îți dai seama. Dar cu ajutorul Domnului am trecut prin toate astea și am ieșit biruitoare. Ce fain. Da, și ca să spun, trauma asta pe care am avut-o, cred că o dura mulți ani. Cred că am dus-o până în liceu. Wow, în liceu, deci... da, în liceu a fost momentul în care profesorii erau diferiți, în sensul că nu mai erau atât de preocupați să afle ce vrem să facem în viață. Adică, da, normal că după cumva ne întrebau la ce facultate vrei să mergi sau vrei să lucrezi după ce termin liceu. Dar era diferit, nu era chestia că ești copil și trebuie să te îndrumi. Era, acum ești matur, ai peste 16 ani, adică clasa nouă, câți ani? 13 ani, 14 ani. Da, pe acolo. Da. Deci cumva ești destul de mare ca să știi singur ce vrei să faci și n-am mai simțit presiunea aia care o simțeam când eram mai mică. Probabil și asta m-a ajutat foarte mult și cumva am început cumva să nu mai am gândirea aia negativă și întotdeauna să am cumva în minte. Îmi aminteam și vocea profesoarei, cum o spunea, știi? Da, da, da. Deci au rămas efectiv acolo și cred că numai Domnul m-a eliberat de gândurile acelea care tot îmi veneau și încercau să preiau controlul. Să-ți ia pacea din inimă, exact, să-ți ia bucuria. Exact. Te gândește-te că în momentul în care este un copil Dumnezeu, un creștin care știe ce are de făcut cu viața lui. Dumnezeu îți arată. Da. Fii când mănânci, fii când vezi, să faci totul pentru slava lui Dumnezeu. Ca să treci pentru Dumnezeu cu tot ceea ce ai. Diavolul nu-i place lucrul ăsta. Se va băga. Dar dacă vede un trechea-bechea că stă undeva într-un șanț și nu face nimica, o să-l lasi în pace. Când ne-am întâlnit și am povestit și mi-a zis că băi, am niște lucruri din trecut în care Dumnezeu m-a scăpat, m-a salvat, nu am știut că a fost atât de adânci. Să văd că și povestea mea să seamănă cu ceea ce ai spus. E atât de fain. Da. Și mă bucur mult că ai trecut peste asta. Și zic că ce rău e treaz și stă și tot încearcă. Și o încurajare pentru tineri care trec prin lucrurile astea. Ce ai încurajat, de exemplu, tu? Da. Să nu ascultați vocea celui rău, pentru că ce rău tot vine și nu te lasă în pace și vine cu tot felul de gânduri că nu ești îndeajuns de bun, că nu poți să faci, că sunt alții mai buni ca tine și asta foarte, foarte mult timp. Autostima mea a fost destul de scăzută din cauza asta, că alții sunt mai buni ca tine. Degeaba faci tu, că oricum o să vină altul care... Că tu ești preș, că trebuie să fii călcat în picioare, că ești vai de capul. Da, da, da. Da, și astea sunt doar gânduri de la cel rău. Și normal că cel rău are și oamenii lui prin care se folosește. De asta trebuie să cerem înțelepciune din partea Domnului și să luăm ce e bun și ce e rău. Ce e rău să îl punem deoparte. Deci asta tu zici ce e rău, dar sunt foarte curios ce tu zici Dumnezeu. Pentru că aici mi se pare că este baza. Da, cum spuneam înainte, pasiunea asta care a pus-o Dumnezeu, cumva a fost cumva un mod de a spune că vezi că am o lucrare de făcut cu tine, deci ai grijă. Și știu că mai veneau oameni la mine și spuneau că Sabina, nu știu de ce, mi-a pus Domnul în minte
și în inimă să mă rog pentru tine. Și unii chiar îmi spuneau că, nu știu, aveau cumva primeau din partea Domnului, știu că treci prin perioada asta, ai gânduri de genul ăsta, să le alungi, să deci, ai grijă. Deci Dumnezeu le-a descoperit ceva cu privire da, la... Da, da, da. Dar îmi vorbea și în mod direct, prin cuvânt. Deci cu atât, cu atât suntem mai aproape de Domnul, corect cum am zis? Foarte corect. Cu atât mai mult putem să înțelegem voia Lui și putem primi pacea Domnului, pentru că na, eu întotdeauna, nu știu, pentru mine pacea Domnului ăla e răspuns, răspunsul clar din partea Lui. Dar cred că pentru orice situație, dar pentru, na, legat de lucrul ăsta, eu mă rogam pentru pace. Dar eram așa tulburată. Și în momentul în care vineam înaintea Domnului și tot așa, vineam așa cum sunt. Și Doamne, uite, așa sunt, așa mă simt. Spune-mi Tu ce să fac, cum să mă comport. Și în momentul acela vinea și... Îmi trimitea pacea Lui și asta... Deci, practic, gândul cu care ne, pentru prima parte, înțelegem este următorul. Un om care rămâne conectat la Dumnezeu, un om care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, automat va avea pacea Lui Dumnezeu. Care au fost câteva momente în care te-ai simțit așa, oarecum atacată? Da. Tot așa am câteva amintiri din copilărie. Una, mi-amintesc foarte bine, eram la bunica în Moldova, în Botoșani. Vara, era foarte cald, știu, era în august. Și nu mai știu ce vârstă aveam, dar presupun că aveam tot așa 7-8 ani, pentru că nu știu de ce mi-a venit un gând atunci. Bunica avea un câinel Rex pe care eu îl iubeam foarte mult, de altfel, numai că era un pic agresiv. Eu nu neapărat mă gândeam la partea asta, adică nu mă gândeam că o să devin atât de agresiv. Și ce s-a întâmplat? Bunica mai punea mâncare sau, mă rog, pâine în fața lui ca să mănânce. Și atunci eu, cu mintea mea de copil, am zis că ce se întâmplă dacă mă duc să iau pâinea? nu știu de ce am avut gândul ăsta și m-am dus așa ușor. Și când se iau pâinea, deci așa blank, nu mi-amintesc. Știu că o sări peste mine și după m-a regăsit așa pe jos. Eleșina, practic. Probabil ceva de genul, sau pur și simplu așa mi s-a deconectat un pic creierul și mi-a revenit și mi-amintesc că a venit, era un chiu care tot îl trăgea pe câine să plece de la mine. Și știu că mă uitam așa la picior, eu am simțit așa cum o sunt de picior, dar nu mă durea neapărat, eu am văzut doar găuri. Zic că ce, m-a mușcat, eram acolo, nu știam exact ce s-a întâmplat. Și unchiul știu că mi-a spus că e o minune, că nu a intrat cu dinții în carne, efectiv, să îmi smulg așa carnea. Deci, în momentul ăla, deci, așa mi-a rămas în minte. Și mai un moment amuzant, era mai mare. Da, deci apropo, de acum înainte, nu te mai duci la câine. Cred că și din cauza aia mai am un trauma cu câinii. Deci, dar, apropo de câine, că mi-mi plac câinii foarte mult și știu că și ție îți plac, dar încă e chestia din trecut. Dar de aia, ăia micuți. Aia micuți, bine. Rex de la bunică era destul de mare. Deci asta ar putea să fie o altă discuție, că aia mie nu mi se par fiind, dar ok, eu accept ca și că... Când eram mic și eram la bunica la țară, ca să vezi că... Băi, eram tare prostuți. Era câinele de la poartă, un câine foarte bun, foarte fain, așa, nu știu cum, dacă erau oameni din cealaltă parte a gardului care erau răi și îl nervau, lătra mai că sărea pe ei. Dar eu îl iubeam foarte mult și la un moment dat îmi băgam degetul în gura lui și îl mângâiam pe dinți. Cred că se uita câinele ăsta, mi-a zis, băi, prostuții ăsta să-l mușc? Nu îl mușc, lasă-l acolo. I-am luat odată pâinea, i-am pus-o în gură și am scos-o din gură și s-a uitat la mine, băi, mușc, nu îl mușc.
Acum, peste ani de zile, văd de ce mă păzie Dumnezeu. Sau... Da. Deci asta a fost, oarecum, a fost rămân cu câinele și alta. Da, încă o amintire care îmi vine acum aminte. Eram mai mare, era înainte să mă mut, de fapt, în Cluj. Asta înseamnă acum 3-4 ani. Eram așa mai mustine și știu că eram în vizită la familie, cred că era într-o duminică după masă. Mai mergeam în vizită la familie. Și știu că voiam să ajungem, cred că să mâncăm înghețat, nu mi-amintesc exact motivul, dar eram mulți și mașina fiind mică, ne-am îngrămădit toți într-o mașină. Bine, nu era departe, ca să spunem că... Na. Deci am zis că hai să ne punem unul peste celălalt. Nu știu dacă eram vreo 7-8 într-o mașină cu 5 locuri. Foarte legal ați da. Înțeles. Bun, am înțeles. Da. Și eu m-am pus în brațe la o prietenă de-a mea și am vrut să mă așez bine și mi-am pus mâna așa deasupra, cumva. Prietena asta mea nu a văzut că avea mâna acolo și o închis ușa. În momentul acela și acolo, atunci am conștientizat că Domnul m-a păzit. Cumva m-a durut. Dar nu era senzația aia că nu mai pot de durere, știi? Cumva, da, m-o deranja și mă gândeam că gata, nu să mai pot cânta. Ăsta mi-a fost gândul. Mama s-a speriat, deschide ușa. Și pentru ascultători, o paranteză, da. Pentru ascultătorii și telespectatorii care se uită acum la noi, de ce au fost astea oarecum traume? Pentru un muzician sau pentru un instrumentist, dacă ai instrument cu clape sau dacă ai instrument cu coarde, în momentul în care tu ți-ai accidentat mâna sau asta, s-o cam dus cariera ta. Da. Și tu, nu vreau să greșesc, dar tu nu mi-ai zis că erau importante și picioarele la... Da. Deci de-aia cu faza cu câinile când te-au mușcat, a fost oarecum... Da, exact. Da, picioarele pentru pedale, da. Și mâinile pentru corzi. Și mâinile pentru corzi, asta are exact. Sens. Și știu că o deschis ușa și m-am uitat așa la mână și am văzut că nu aveam nimic, aveam probabil doar așa o dungă. Dar nu mi se umflase, nu nimic. Deci eram... Ce s-a întâmplat? Adică, și bine, ușa, știu că, probabil nu știu dacă toate mașinile au, ce un fel de gumă, așa, da. Pentru protecție. Da, și cred că și aia a fost, dar o închis-o de tot, știi, nu să zici că așa pe jumate, o închis-o de tot. Deci ți-o închis, ți-o prins mâna între ușă. Prins mâna, exact, da. De asta am rămas, numai Domnul m-a păzit, că și mami tot așa era, s-o panica foarte, foarte, foarte tare. Eu am început să urlu, dar pentru că a închis ușa și știam că acolo e mâna. Da, și ăla a fost încă un moment și săptămâna trecută m-am bucurat de un timp minunat împreună cu câțiva prieteni de-a mei la munte. Mie nu prea îmi plac sporturile astea de iarnă, dar în general, cumva, asta e și ideea, cum ai spus tu, pentru mine e foarte important. Totdeauna mi-am gândit că să nu mi se întâmple ceva la mâini sau la picioare, să cad sau să fac nu știu ce și să nu mai pot cânta. Și cumva prietenii mei mi-au spus, hai și tu cu noi la schi, să ne dăm cu placa, să avem un timp frumos împreună. Vezi că eu mă duc, dar nu știu dacă să mă bag și eu. Na, când am ajuns acolo, mai zic că nu știi ce, mă duc. Era și o frică de-a mea că întotdeauna aveam impresia că nu știu cum e tehnica și atunci am văzut pădurea, eu vedeam doar pădurea cumva și cumva în mintea mea eu mă duc direct jos în pădure, direct în copac. Dar cu știa, cu scurile sau cu placa? Cu ambele. Da, odată m-am dat cu placa și odată la snowboard. Scuze, cu placa și cu schiurile, da, asta. Și a fost foarte bine, dar s-a întâmplat când să mă dau cu placa să cad odată și de fapt a fost ultima oară când m-am dat pe pârtie și am zis că hai că mă dau ultima oară și după gata, iau o pauză că eram și obosită, bătea și vânt, am zis că să mă odihnesc un pic și fix atunci mi-amintesc că eram chiar la sfârșit și am căzut, dar am căzut foarte rău. Am simțit în tot corpul așa cum a trecut un fel de, nu știu, fulger, așa, efectiv am simțit. Un fior, da. Un fior, da. Și am simțit așa o durere la spate.
Care iarăși spatele e foarte important exact, pentru exact, harpă. Pentru postură și așa. Și tot așa mi-o trecut prin minte chestia asta că, nu știu, mi-a venit în momentul acela să mă rog și am început să mă rog Domnului pentru protecție. Ca Domnul să mă păzească și să-mi aline durerea. Deci am zis că, Doamne, nu știu, fix acum, la sfârșit, să cal și să mă doară spatele și deja mă gândeam că, vai, că sunt sesiune, am examene, deja mă gândeam că n-am să pot cânta. Da, și asta a fost cumva o experiență și asta, când, în ultima vreme, mai ales de când am intrat în sesiune, am început să mă rog pentru protecție și ca Domnul să mă păzească și, da, să-mi păzească degetele și picioare, nu știu, asta. Trezesc de câte ori ne protejează Dumnezeu și noi poate nu conștientizăm lucrul ăsta. Mă gândeam așa că deci noi practic prin degetele astea scoatem sunete, transmitem emoție. Uh-huh. Și foarte interesant când îl vezi pe cineva, de exemplu, că își pune încrederea în ce poate să facă el. Și văd că în tot timpul ăsta, când cred că și cel rău a vrut să te atage, nu cred că a fost doar întâmplări, l-am văzut pe Dumnezeu care te-a protejat, care a fost acolo. Mă, foarte fain. Și vreau să te întreb totuși acum, cum te-ai întors tu la Dumnezeu? Am înțeles, ca muzician, îți place ceea ce faci, sunt mulți muzicieni în lumea asta, interesant, sunt puțin harpiști, deci din ceea ce am văzut. Dar cum te-ai întors tu la Dumnezeu? Cum l-ai ales pe Dumnezeu? Cum ți-ai dat seama că ai nevoie de Dumnezeu? Da. S-a întâmplat în urmă cu vreo 10 ani, cred, aproximativ, să trecem ca și familie printr-un necaz. Sora mea, mai am o soră mai mică, nu am spus asta. Ea nu e în România. Noemi. Nu, ea e în Italia. Ok, înțeles. Da. Și atunci ea avea 4-5 ani, eu aveam 12-13 ani și s-a îmbolnăvit de leucemie, o boală, da. Dumnezeu a îngăduit să trecem prin necazul acesta. Știu că a fost și o perioadă de răzvrătire și cumva în mintea mea a început să apară tot felul de întrebări și de genul, de ce Doamne a îngăduit în familia noastră, de ce pe sora mea, de ce, nu știu, pur și simplu începeam așa să-L scutur pe Dumnezeu, de ce pe noi, de ce ne-a ales pe noi și lucrul ăsta cumva trebuia să mă îndepărteze și așa s-a întâmplat, dar cumva întotdeauna a fost legată cu gândul că Dumnezeu, cumva Domnul ne-a creat și nu știu, întotdeauna cum am crescut cu ideea asta că care, de când suntem copii, cum am spus la început, că Dumnezeu, părinții noștri ne-au povestit despre Dumnezeu și cumva știam că Dumnezeu există și că Dumnezeu lucrează, că ne poartă de grijă. Da, și am trecut prin mai multe situații și am văzut mâna Domnului. Deci cumva au fost, Domnul m-a pregătit și prin experiențele neplăcute pe care le-am avut, pentru că am văzut mâna Domnului și eu știam clar că Dumnezeu există și e prezent și am avut îndoieli atunci și nu știam exact de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta în familia noastră, dar după știu că datorită necazului acesta am zis că știi ce, Doamne, eu atâta mi-încarc mintea cu eu, ce rău, mi-încarcă mintea cu tot felul de gânduri și că Domnul nu ne iubește, că uite că Domnul îngădui lucrul ăsta și că prostii și minciuni, pentru că cel rău e toată minciunii. Exact. Și am zis că, Doamne, las totul în mâna ta și nu mai vreau să duc gândurile astea și să poverile, greutățile. Poverile și nu mai vreau să sufăr din cauza asta. Deja sufeream pentru... deci eu când ajungeam la spital nu puteam efectiv să intru. Când făceam pe rând, știi? Și doar o persoană putea să intre, că avea imunitatea scăzută, erau mai multe. Și era un punct sensibil de al meu. Da, și am zis că, Doamne, eu nu mai pot să duc lucrul ăsta. Ți-l las ție, să ai tu grijă.
de el și de mine. Și în momentul, în momentul acela, parcă s-a schimbat totul. Am început să devin mai, cum să spun, mai interesată de Dumnezeu și cumva faptul că eu pot să îi dau Domnului poverile mele, faptul că eu am un tată în cer care mă ascultă, mă mângâie și eu simțeam chestia asta și au făcut asta prin frații din biserică, prin prieteni, în familia noastră, da, mai vineau... Bine, și din neamul nostru, bineînțeles, am simțit cumva rugăciunile oamenilor. Și lucrul ăsta, parcă așa m-a apropiat de Dumnezeu și cumva... Deci, interesant, un necaz, o suferință. Da, te-ai gândit că, băi, mă depărtează de Dumnezeu, cum? Dumnezeu nu-i drept, nu-i în control? Și tocmai Domnul și-a arătat bunătatea, de fapt. L-ai simțit pe Dumnezeu mai aproape ca niciodată. Exact, exact. Și cred că acolo ăsta a fost... punctul în care am spus, ok, nu mai pot continua așa, acum îmi predau viața Domnului. Bine, o mai durat, cred că 2 ani. A fost un proces. 2 ani, da, 2-3 ani până la botez. Bine, eram și micuță. Eu la 15 ani m-am botezat. Începe. Da. Dar în anii aceștia în care... și sora mea a fost vindecată, slavă Domnului. Ah, ce fain. Da. Scuze-mă, crezi că vindecarea sorii tale a fost, sororii tale a fost dată de rugăciunile care au fost înălțate? Cu siguranță, cu siguranță. Ce fain. Da. Ce fain. Și da, și eu cred că m-am rugat în fiecare seară și chiar îl imploram pe Dumnezeu. Cumva spuneam, de ce nu mai ales pe mine? Adică mă uitam la ea și o vedeam, nu, la 5 ani, să vezi un copil care suferă, era și sora mea și eram foarte legată de ea. Da, și în momentul acela în care pur și simplu am venit cu sinceritate, că de multe ori asta și facem și mi se mai întâmplă să fac asta, cumva Domnul ne cunoaște, degeaba venim noi cu tot felul de... Domnul ne vrea sincer, ne vrea sincer și... așa cum suntem să venim și să-i lăsăm problemele pentru că el ne poartă de grijă și... Da. Și ce interesant la lucrul ăsta că și pentru cei care ascultă, e foarte interesant și pe mine când ai spus de surioara ta, am mai spus asta, dar tot timpul când am ocazia să vorbesc despre Debora, sora mea, a avut ceva probleme la inimă și Domnul a luat-o acasă. Evident, perioada din aia de răzvrătire în viața mea și așa, dar Dumnezeu a pus dragostea Lui în inima mea și am înțeles un lucru. Diferența fundamentală între mine și Dumnezeu este că eu sunt creatură, El este creator. Eu nu am imaginea de ansamblu cum o vede El. Dacă Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta, e foarte bine. Și mă gândeam așa cum Dumnezeu ăsta este moment, sunt momente în care El vindecă. Și mă bucur foarte mult. Dar sunt momente în care El alege să ia pe cineva acasă. Și de ce am făcut paranteza asta, că e foarte importantă. Sunt oameni care le-au plecat cei dragi. Dacă cei dragi care au plecat în cer, s-au dus în cer în prezența Lui Dumnezeu, că au crezut în Dumnezeu, trebuie să se bucure. De ce? Din punct de vedere uman, e foarte greu. Deci foarte greu. Deci nu vreau să minimalizez ce am suferit sau ce ai suferit. E foarte greu. Dar din punct de vedere al veșniciei sau al eternității, ei sunt în cel mai bun loc. De ce? Biblia descrie foarte fain, cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos vor merge într-un loc în care nu vor mai fi lacrimi, nu vor mai fi durere, nu vor mai fi tristețe și așa mai departe. Și alea locul care l-a promis Dumnezeu celor care cred în El. Domnul lucrează diferit, deci nu putem să spunem, de ce l-ai vindecat pe omul acela și pe omul ăsta nu poți să-l vindeci, pentru că Domnul lucrează în mod diferit. Poate că Domnul prin vindecare unui om, da, lucrează și întoarce unii oameni și prin faptul că l-a luat acasă pe un om, poate lucra la fel la inima oamenilor. Deci, da, eu, cum să spun, momentul acela în care sora mea a fost vindecată, a fost o mare bucurie și și la noi în biserică, da, am auzit multe mărturii că Domnul a lucrat la inima oamenilor prin necazul acesta. Noi ne-am bucurat. A fost dureros, bineînțeles.
Da, și noi am îndurat mult. Adică și noi ca și copii, adică la 12 ani, știi, să simt durerea aia care mă cuplășește și să nu știu ce să fac și cum să iau durerea asta, ce să fac cu ea. Și da, asta am vrut să spun, că și chiar o mai fost un caz de genul. Apropo, înainte să ne spui de cazul ăsta, că vreau să fim atenți, eu aș propune acum să mai cântăm o cântare, adică tu, să mai cânți acum, să cânți o piesă la harpă, după care o să ne povestești de cazul ăsta. Da. Hai să te ascultăm. Sabina, mulțumim foarte mult pentru cântec. Ți-am zis, data viitoare mai facem un episod. Cânti nu 7, nici 10, 20. Hai atunci să continuăm discuția. Da, a mai fost un caz și un caz asemănător cu cel al surorii mele. Numai că domnul a lucrat diferit. A lucrat diferit, dar tot atât de cu mare impact. Și am văzut că domnul chiar și la inima mea au lucrat și mi-au adus așa
mulțumire pentru cum a lucrat el. Se pot întâmpla multe, multe în viață și să ne ducem pe partea aceea, cum spuneam înainte, să putem să luăm așa pe Domnul cu tot felul de întrebări și cumva să nu ne dăm seama că de fapt El e Dumnezeu, El are controlul asupra tuturor lucrurilor și că El știe de ce face anumite lucruri. Și lucrul ăsta m-a conștientizat, deși a fost cumva, uite, Domnul lucrează și în modurile astea. Important e să iei ce-i bun din orice și... Și să ai o perspectivă sănătoasă. Că, exact. Apropo, mă uitam și citeam din Biblie, mă uitam la viața lui Iov. Ce interesant este când alții spuneau, băi, vorbește-l de rău pe Dumnezeu, la care eu spuneam, nu. Domnul a dat, Domnul a luat. Da. Și este un moment, un episod care mi-a rămas întipărit așa în minte. Doamne, ce se întâmplă cu tare și cu tare, întreabă Iov, la care Dumnezeu spune, Iov, hai să explic puțin cum stau lucrurile și văd așa pe Dumnezeu care este blând, care e creatorul, care... Noi când conștientizăm că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când conștientizăm că Dumnezeu, băi, ne iubește, dar ne iubește mult, nu oricum. Și spun Iov, unde ai fost tu când am făcut animalele alea? Unde ai fost tu când am făcut lumea? Unde ai fost tu când am făcut cerul cu tot ce este pe el? Și îl văd așa pe Iov care spune, tată, iartă-mă, da. N-am știut. Da. Și ce interesant e când vezi oameni care trec prin suferință, îi vezi, dacă rămân lângă Dumnezeu, spun, băi, îi invidez pe ea, vreau și eu credința lor. Mm-hmm. Vreau să am și eu Dumnezeu ăla pe care îl au ei. Asta pe mine ca și copil, de asta spun că se aseamănă poveștile noastre. Când îl vedeam pe tatăl meu cât de încercat a fost, că a căzut de la etaj, o să povestesc cu altă, într-un alt episod, când o vedeam pe mama că a avut cancer și îi văd acum că sunt viață, voiam să cred în Dumnezeu în care credeai. Mm-hmm. Pentru că am conștientizat un lucru. Ca să-L experimentez pe Dumnezeul miracolor și a minunilor, trebuie să treci mai întâi prin valea plângerii. Da, trebuie să treci mai întâi prin valea morții. Dar, niciodată nu ești singur. Niciodată nu ești singur, la acolo, te protejează, ești ca într-un balon din ăla puternic, cu orice săgeată ar veni, Dumnezeu te ține. Dar ferească Dumnezeu să nu-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Da, da. Când nu-L ai pe Dumnezeu, atunci nebunești. Și asta văd că și în viața ta Dumnezeu a fost alături de tine și tu ai conștientizat lucrul ăsta. Da. Exact. Și acum uitându-ne mai departe, te-ai întors la Dumnezeu, vezi ce Dumnezeu mare ai, cânți, te bucuri. Cum ți-a schimbat mai departe Dumnezeu viața, în ce sens? Mă gândesc că acum nu cânți doar pe o scenă să primești niște aplauze, nu cânți doar ca să porți o rochie frumoasă, nu cânți doar să primești o floare. Care este scopul pe termen lung? Păi, cu siguranță cel de a lăuda pe Dumnezeu. Te laud, Doamne, că și Tu ești bun. Tu ești minunat. Ai făcut lucruri mari în viața mea, minuni. Chiar într-un psalm spune că spune trâmbițați minunile Domnului, lăudați-L pe Domnul, strigați. Da, și lucrul ăsta vreau să fac tot restul vieții și cu harpa și cu vocea și prin orice lucru pe care îl fac, cum am spus la început, legat de pasiune. Deci tu ești multitalentat, de asta te întreb, că eram odată la tineret, asta ca mică poveste, și noi eram în sală după o săptămână groaznică din punct de vedere al activităților de muncă. Cu copila și așa mai departe. Și am venit cu soția mea. Deci când ești părinte și ai copii și vezi că ai din astea negre aici la ochi, chiar când te bucuri dacă stai în picioare. Și ajungem la tineret. Am zis, Doamne, vreau să ne încarci. Vreau să vedem așa. Și când vedem închinarea din față, că erai tu cu Căli, cu Evangheline, cu Alberto și ați cântat, așa de tare ne-ați ridicat. Și am văzut atunci un lucru foarte fain. Poți să-L lauzi. Ce înseamnă să-L lauzi pe Dumnezeu? Poate sunt oameni care nu cunosc limbajul ăsta. Măi, să faci totul ca pentru Domnul, cu toată pasiunea, cu toată bucuria, tu neștiind că într-o sală tu poți să încurajezi un suflet. Eu am fost foarte încurajat. Slavă Domnului. Și mulțumesc foarte, slavă Domnului. Foarte mult. Da. Cum poți să fii o lumină, acum te-aș întreba? Cum poți să fii un exemplu în lumea muzicii? Tu cânti acum la conservator? Da, sunt studentă la conservator. Și chiar eram avut recital după o vreme lungă. Câte la 20? Nota 20? Nu știu încă, dar
Eu cred că am cântat bine. Bravo. Da. Deci au fost oameni care au fost lumină pentru mine. La rândul meu, vreau să fiu lumină pentru ceilalți. Lucrul acesta, eu cred că se întâmplă atunci când ne lăsăm la îndemâna Domnului. Așa cum ai spus, atunci eu nu știam că o să cum ai spus experiența ta, că prin cântările pe care le-am cântat, a fost o încurajare pentru tine și chiar au avut un impact. Prin astfel de momente putem chiar schimba viața omului. Absolut. Putem schimba situații, dar și viața unui om. Și de asta trebuie să, nu știu, totdeauna să venim cu o inimă mulțumitoare. Nu știu, mulțumirea, părerea mea, mulțumirea face orice. Adică dacă ai o inimă mulțumitoare și din, nu știu, să fii mulțumitor pentru orice. Și în momentul în care s-a întâmplat să ajung cu baterii descărcate la biserică, să fiu efectiv epuizată din toate punctele de vedere, și psihic și fizic. Emoțional, dar să zic, Doamne, acum vreau să mă încarci, dar știu că trebuie să dau și eu. Trebuie să dau și atunci am nevoie ca tu să mă încarci puterea ta, să îmi trimiți și pacea, da? Pacea care aduce și bucurie. Deci, parcă așa se leagă una de cealaltă. Și în momentele acestea în care suntem vulnerabili și spunem, Doamne, să faci Tu, să lucrezi Tu. Avem nevoie de puterea Ta. Da, exact. În momentul acela Domnul lucrează puternic și, nu știu, așa uimitor. Uite că ce mi-ai spus tu, de exemplu, m-a lăsat fără cuvinte. Adică, cred că a fost și așa o seară în care eram și eu un pic, nu știu, nu necăjită, dar a fost unul din momentele în care am spus, Doamne, te rog să lucrezi Tu în seara asta. Știu că în seara asta o să vină oameni, o să vină tineri care vor să te cunoască mai mult și vrem ca, uite, prin partea asta, prin cântări, partea asta de slujire, putem atinge scopul. Pentru că gândește-te la un lucru, nu este despre noi, exact, ci este despre Dumnezeu. Exact. Și mai este un lucru pe care l-am văzut de nenumărate ori. Când eu sunt mic și când eu sunt slab, Dumnezeu e tare. Da. Pentru că noi nu suntem doar performers. Noi nu doar avem acolo, cântăm o piesă da. Și atâta. Da. Nu doar de talentul nativ pe care Dumnezeu ți-l-a dat. Acolo trebuie să-i întărești pe oameni, trebuie să-i, exact, să-i ridici. Din nenumărate ori am văzut așa, este iarăși un psalm care îmi place foarte mult. Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor copiilor săi. Da. Nu poți să lauzi pe Dumnezeu, cum spuneai tu, dacă nu ai o inimă bucuroasă, dacă nu ai o inimă mulțumitoare, dacă nu ai pace. Pentru că atunci ai să fii teatru și în momentul în care te deconectezi de la scenă și ai cântat, ai ridicat mâinile sus, Doamne, ce bun e, dacă tu nu crezi lucruri respective, dacă tu nu ai trăit lucruri respective, o să lovească de un zid și oamenii simt. Dar nu poți transmite, pur și simplu. Da. Nu poți transmite. Și domnul dacă nu ai lucrurile astea, bucurie, mă rog, se întâmplă să fie zile în care să meargă prost, nu știu, la muncă sau la facultate. Nu știu, se mai întâmplă, eu o să ajung acasă un pic frustrată că n-am studiat îndeajuns sau că nu mi-a ieșit piesa cum am vrut eu. Se întâmplă. Dar în momentul în care venim în fața Domnului, astea, cum spuneam și înainte, să le aducem înaintea Lui și să îi le lăsăm acolo și să spune, Doamne, astea ți le lasă aici și eu vreau un schimb, pacea și bucuria și vine înaintea Ta cu mulțumire și în momentul acela Domnul începe să lucreze. Pentru că fără lucrurile astea, așa mi se pare, nu știu, e ca ceva înfundat. Nu poate, cumva canalul ăsta, nu e înfundat și nu trece mesajul și... Pe imagine foarte simplu, gândește-te, de exemplu, la harpă. Tu dacă nu ți acordezi harpa, o să sune ca o praște. Da. Tu dacă leși harpa undeva într-o cameră nefolosită nu știu cât timp, se pune praful pe ea, după aia cântă vorba aia pe scenă, nu s-aude nimica. Mm. Și aici aș dori să te întreb,
De unde ți-ai tu energia spirituală? De unde ți-ai tu puterea spirituală? Fizic înțelegi, mâncăm, bem apă, dormim fain frumos, ne-am trezit așa, dar din punct de vedere spiritual, ce faci tu, Sabina? Să știi că în momentele în care, și acum nu vreau să mă lau cu chestia asta, pentru că încă lucrez. Cu toți avem de lucrat, apropo, deci nu... Este legat de post. În momentul în care intru într-o zi de post, sau acum în ultima vreme cu biserică mai intrăm într-o perioadă mai lungă de post, în momentul acela, parcă sunt mai încărcată decât în zilele în care nu postez și mă simt fizic mai obosită sau simt nevoia că trebuie să mănânc. Deci, cred că asta, prin post, putem ajunge, nu știu, Domnul, bineînțeles, vede dorința noastră de a ne apropia de El și atunci ne dă puterea să putem duce la bun sfârșit ceea ce am început. Și bineînțeles prin rugăciune și prin a fi mereu conectați, cum zice și Domnul, rugați-vă neîncetat. Unul de Saloniceni, da, capitolul 5. Rugați-vă neîncetat. Deci să fim conectați la orice lucru. Doamne, uite, acum se întâmplă chestia asta, mă rog Domnului să fie bine. Acum se întâmplă cu tare lucru. Deci întotdeauna să-L avem pe Dumnezeu aproape, să-L ținem acolo, mintea noastră, în rugăciune. Prin rugăciune putem și să, în momentul în care vin și gânduri de tot felul, cumva, nu știu, măcar eu așa am simțit, așa au fost la mine, în momentul în care sunt conectată și în rugăciune așa cu Dumnezeu, îmi dau seama, se duce și o luptă, dar îmi dau seama de, nu știu, reușesc mai ușor să trec peste, să mă lupt, sau cum să spun... Păi unul dintre lucrurile pe care le face diavolul se luptă cât poate de mult, da, ca noi să nu ne rugăm. Da. Că de asta spune Apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat. Mm-hmm. Dar referitor la astea două, postul și rugăciunea, tatăl meu dădea odată o imagine foarte faină. Postul este adăpostul meu în Dumnezeu. Da. Și lucrul ăsta poate să fie spus numai despre, asta nu citit din cărți, dar lucrul ăsta poate să fie spus numai despre un om care a experimentat. Și mă uitam la tatăl meu care postea și am zis, băi, eu nu am puterea să fac ce face el. De ce? Că la mine, dacă n-am mâncat ceva, strigă stomacelul. Mi-e foame, da. Nu știu cum. Și am zis, tata, cum pot? Și am zis, nu e despre ce pot eu să fac, ci este despre ce poate să facă Dumnezeu și de ce vrea să-mi arate Dumnezeu. Iarăși, te lași vulnerabil, te lași slab și spui, Doamne, dă-mi putere, Dumnezeu îți dă puterea. Și acum când postesc și eu, experimentez același lucru de care spuneai tu, dar ăsta îmbinat cu rugăciunea în care eu vorbesc cu Dumnezeu și ce interesant, nu doar eu vorbesc cu Dumnezeu, și Dumnezeu îmi vorbește mie și în două direcții nouă clară și după asta leg de cuvântul lui Dumnezeu. Și ce vreau să te întreb, ce impact are cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? Ai putea să trăiești fără Biblie? Eu nu cred că aș putea. Dar știi că tot legat de post și asta... Vorbeam cu fetele la biserică, tot la vineri seară, la serie de tineret, îmi face rugăciunea pe grupuri, știi? Mm. Și spune motivele noastre. Și chiar spuneam că aveam întrebările mele legate de post, în sensul, pot să duc eu postul, reușesc? Adică tot așa... Pot eu în forța mea, în puterea mea. Da, chestia, tot așa mă gândeam, că eu dacă nu mă dimineața, parcă așa nu pot să încep ziua, nu am putere, sau știi, în Italia noi nu am fost obișnuiți cu cappuccino sau cu cafea de aia tare, știi? Ca să, nu știu, să ai și senzația aia că atunci, numai atunci când bei cafeluța, atunci începe ziua. Și cumva spui că, bun, acum pot să mă pun să fac ceea ce trebuie să fac. Și povesteam cu fetele și le spuneam că eram în gândurile mele și deschid Biblia și încep să citesc din Isaia. Și este acolo un capitol. Mm. Și era fix pentru post. Dar eu n-am citit acolo deasupra. Știi că mai scrie descriere acolo despre ce este vorba. Și era scris despre post. N-am citit, nu știu de ce, am trecut cu vederea. Și după încep și citesc, că bă, da, aici e vorba despre post, să ce? Și după, citesc tot capitolul. Zic, bă, ciudat.
Deci la fix, la fix, deci așa întâmplător am deschis. Deci nu prea fac chestia asta, știi? Deci, adică când îmi propun, nu prea se întâmplă și... Nu ți să zic că nu îți da, exact. Și să ghicesc, era textul despre post, mă gândesc. Da, asta și după revin și după văd acolo despre post. Am zis că domnul meu vorbi clar, că trebuie să postez. Că știu că atunci aveam și câteva lucruri care trebuia să... aveam nevoie de un răspuns clar din partea domnului și știam sigur că numai prin post pot să, domnul îmi poate vorbi direct și poate să îmi dea răspuns și să-mi spună cum să fac. Și a fost așa și da, am povestit cu fetele și le-am încurajat și pe ele nu să facă treaba cu deschisul Bibliei, ci să postim. Bine, eu am început așa și s-am zis, încă e în proces, deci normal că ce rău vine și bate, nu ți-e foame, nu vrei să mănânci, deci cu tot felul de gânduri, deci nu zic că nu am. Dar e atât de frumos și lucruri atât de minunate se întâmplă când suntem în... Și nu poți să le, nu poți să le explici unuia care nu a experimentat. Da. De asta îmi place să spun că mai postul e foarte fain, rugăciunea e foarte faină, citul Bibliei e foarte fain. Dar nu pot să-ți descriu ce simt eu, că s-ar putea să crezi că subiectiv sau ceva, dar Dumnezeu chiar se descoperă. Da. Și zicea o chestie foarte scurtă aici legată de mâncare, că voi italienii beți espresso, nu știu cum. Cred că voi italienii ar trebui să învățați să vă puneți ketchup pe pizza. Nu. Deci n-am spus când ai venit la noi și am făcut... A fost bună pizza pe care am făcut asta, doar să știu. A fost bună, da. Dar, care a fost problema? Deci când ai văzut că pun, dar te-ai schimbat la față, când ai văzut că îmi pun acolo ketchup, ai zis că... Azi că aici sunt cheie, prietenia. E bun. Dar nu ai fost singurul, deci așa... Măi, noi românii suntem mai cu ketchup-ul, cu de toate, cât mai mare. Deci, să vină timpul zboară, putea să mai stăm aici încă câteva ore să povestim. Dar acum, la încheiere, am aici ceva tare special pentru mine. Și în mod special pentru tine am albumul ăsta și vreau să spun de ce este special. Nu este special pentru că ai nu știu ce harp în fotografie, dar văd aici o promisiune îndeplinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un talent special, cel de a cânta. Dar când văd în fața ochilor albumul ăsta, înțeleg așa. Eu, Dumnezeu, mi-am dus la sfârșit lucrarea pe care am început-o cu tine, în ciuda oamenilor care au comentat, în ciuda haterilor care au zis că băi, nu ai să poți niciodată, tu român cu vraja mării, Domnul să ierte. Și mă bucur așa de mult că astăzi l-am ascultat. Am dat la like-uri pe YouTube, cred că ți-a apărut acolo la steluțe. Da. Spune-ne ceva, te rog frumos, despre albumul ăsta, cum a apărut, ce viziune ai pe viitor. Da, e o poveste foarte interesantă și cu albumul acesta. A fost oarecum o dorință de-a mea, de când sunt mică, da, pot să spun. Însă întotdeauna m-am gândit că e ceva prea departe. Nu am să ajung eu vreodată, tot așa aveam gândul de genul că este, o să fie oameni mai buni ca tine, care cântă mai frumos ca tine. Și mi se părea ceva prea, prea departe de mine. Totuși s-a întâmplat ceva extraordinar ca Domnul să-mi vorbească printr-un om, dar în mod direct, atât de direct încât eu chiar spun și acum așa mi s-a părut ca și cum Domnul mi-ar fi vorbit prin persoana aceea în mod direct, ca și cum am fi noi doi față în față. Și în momentul acela... Îți aduce aminte cuvintele exacte pe care le-ai zis? Da. Era un pastor din Africa. Din Africa, dar el, bine, s-a mutat în Germania. Deci el pe engleză mi-a spus că tu ar trebui să faci un CD, un album. În momentul ăla... șocată, deci zic că de unde, știi? M-am văzut în față, eu slujeam, era o tabără, asta m-am spus, era o tabără de câte 2-3 zile au fost și eu eram în grupul de laudă și închinare și m-am văzut în față. De ce fix pe mine, de ce fix la mine au venit? Și eram, martor este și o prietenă de-a mea care a văzut faza asta. Scena, da, cum s-a întâmplat și așa, cu degetul și tu trebuie să faci CD.
În momentul ăla m-am blocat, au văzut că nu mai scoteam niciun cuvânt în gură, m-au lăsat în pace, a plecat. După ce au plecat, așa am început să plâng, da, în continuu, în continuu, nu puteam să mă opresc. Că nu a fost o coincidență. Da, am zis că, Doamne, nu se poate. Și primul gând care a fost, nu pe mine, Doamne, nu mă alege pe mine, că eu nu pot să fac lucrul ăsta. Ăsta a fost primul gând, bineînțeles, ce rău, imediat o atacat. Și după am zis că, ok, după o perioadă, bine, după am mai povestit cu predicatorul și i-am spus că s-a rugat pentru mine, deoarece am spus că aveam frica asta, că n-am să reușesc, că n-am să pot, că nu sunt sigură, tot felul de frământări. Și el continua așa foarte senin că, nu, tu trebuie să faci asta. Deci foarte simplu, tu trebuie să faci lucrul ăsta și o să reușești. Da, așa foarte cu o lejeritate. Și cine se gândește, apropo, că nu, domnule, doar o coincidență sau că voi așa le spuneți la toate. Nu e chiar așa, pentru că în momentul în care ție Dumnezeu ți-a vorbit înainte de lucrul ăsta, ți-a pus gândul ăsta, zic, Doamne, poate nu sunt eu. Dar când Dumnezeu îți trimite și un alt om și îți spune ție specific, da. Pentru că acolo într-o tabără, da. Creștini, noi știm, cântă foarte mulți, nu la oricine. Da. Da. Și după, nu știu, câteva luni, nu, de fapt, eu tot m-am gândit și am zis că, Doamne, ok, dacă vrei, dacă chiar vrei să fac lucrul ăsta, să-mi trimiți oameni cu care să fac resurse. Lucrul ăsta. Resurse. Da, resurse. Că așa, nu știu de unde să încep, nu am mai făcut eu așa ceva, nu știu de unde să încep. Și așa s-a întâmplat să mă întâlnesc cu compozitorul, fratele Corneliu Matei, pe care îl apreciez și mulțumesc Domnului. Pentru că mi l-a pus în cale, a fost așa, nu mi-am amintesc dacă a fost după jumătate de an, după ceea ce s-a întâmplat, cred că da. Tot așa, în cadrul unei tabere, era de fapt un fel de turneu, că am fost cu un cor să slujim prin țară și cred că a fost ultima duminică în care am slujit și l-am văzut pe fratele Corneliu. No, ok, ce caută el aici? După am aflat că era biserica lui în care am fost să slujim și, bine, ne-am cunoscut, el fiind tot din Botoșani, și zic că ce fain, parcă așa începea să se lege lucrurile, știi? Și zic că, Doamne, nu știu dacă să-i spun acum, nu știu, mi se părea, nu știu... Și eu știu că el lucra cu oameni mari, în sensul că, na, cântăreți foarte renumiți și care au, cum să spun, o voce foarte bună și au făcut de asidiuri pe lângă mine. Și totul îmi zic, hai să încerc. No, dacă îmi spune că nu, eu semn clar că nu te fac treaba asta. Și îi spun, poți să te sun să vorbim un pic la telefon? Și, bineînțeles, el a fost foarte deschis de la început. I-am spus, uite, s-a întâmplat lucrul ăsta și Domnul mi-a pus în inimă să fac lucrul ăsta. Ce spui? Ce părere ai despre lucrul ăsta? Foarte fain, bine, hai că facem. Deci, când a început așa, am zis că, Doamne, eu mă așteptam și speram că răspunsul să fie nu, că nu pot, că nu. Dar pe când mi-a spus că da, știam sigur că trebuie să mă pun pe treabă și să fac ceea ce... Mi-a spus Domnul să fac. Deci, da, cumva eram copleșită așa de mai multe sentimente. Era frică, era și tot felul de gânduri care ți-am spus că tu nu... Da, gândește-te la o chestie. Și îmi pare rău că trebuie să ne apropiem de final. Dar da. Vreau să rămânem cu gândul ăsta. Când Dumnezeu îți face o chemare, îți trimite oameni să te încurajeze, îți dă ție gânduri să arate că mai este de la mine lucrul respectiv, dar el îți va da și resursele. Da. Sămina, eu vreau să mai vii și la un alt episod să vorbim mai pe îndelete și alte lucruri. Mi-a făcut o mare plăcere că am putut să discutăm astăzi. Și mie. Dragi telespectatori, dragi ascultători, cred că acest timp a fost benefic și pentru dumneavoastră și vreau să nu uitați un lucru. Dumnezeu vă iubește foarte mult. Și Dumnezeu a pus un talent sau un talent special și în viața noastră. Dacă credeți în Dumnezeu, El vă va arăta ce să faceți mai departe. V-ați uitat la prietena noastră, dragă Sabina,
cum de multe ori oamenii au descurajat-o, unii au încercat să dea cu ea de pământ, dar ea, pentru că a avut credință în Dumnezeu, Dumnezeu a arătat, Sabina, uite, asta vreau să faci mai departe. Astăzi, dacă țin CD-ul ăsta în mână, nu este doar datorită ambiției ei, ci este datorită lui Dumnezeu care a vrut să întâmple lucrul ăsta. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze și multă sănătate!